Nu se bagă în gură. Hai, ăsta-ți ajunge? Să văd cum e lucru. Ajunge să. Așa. În primul rând, bună seara tuturor și vă mulțumim că ați venit în seara asta la dezbatere, mai ales că este o seară de vineri și se anunță multe activități intense. Vreau să mulțumesc în primul rând persoanelor din panel pentru că sunt aici și mă bucur foarte tare ca persoană romă și feministă să văd așa o prezență mare de frați și de romă. Pentru mine este o premieră să fim într-un astfel de panel, așa că vreau să mă adresez vouă înainte de toate și apoi vouă tuturor. Nu o să fac o foarte mare introducere pentru că nu cred că este cazul. Persoanele care vor fi în panel în această seară au suficient de multe lucruri de spus și cred că este un moment bun în care să discutăm despre felul în care persoanele rome din comunitatea LGBT sunt, pe de o parte, privite, tratate și, pe de altă parte, cum se produce toată această intersecție între identitate etnică și alte identități pe care noi le avem ca persoane și pe care poate uneori suntem conștiente sau poate alteori nu suntem conștiente. Cred că dezbaterea din seara asta este una foarte importantă și sper să dea drumul unei serii de dezbateri, pentru că de-a lungul anilor și ca, trebuie să spun din experiența mea personală ca femeie, ca femeie romă, activistă și feministă, că am fost deseori pusă în poziția de a justifica de ce noi, ca persoane rome, suntem în diverse spații, care sunt revendicările noastre, cum suntem tratați sau tratate și ce se poate face pentru ca spațiile în care noi vrem să gravităm și în care noi ne simțim bine și ne simțim safe, deci ce se poate face ca aceste spații să fie mai deschise. Da? Pentru că noi, ca persoane rome, experimentăm, pe de o parte, în spațiile rome toată această încărcătură și tensiune, nu doar ideologică, da? Legată de identitatea noastră și, sexuală. Pe de altă parte, ca persoane cu anumite orientări, cu o identitate sexuală, suntem privite și tratate în alte spații, precum comunitatea LGBT sau lumea feministă și așa mai departe. Și cred că seara asta este un bun moment pentru ca voi, persoanele care sunteți în panel, să vorbiți despre experiențele voastre. Nu știu cu cine ar trebui să încep. Poate, da? Vrei să începi tu? Am să încep eu. O să încep tu, Iulian? Ok. Și o să te rog să te și prezinți tu, ca să fie totuși, după prezentări, o să avem o discuție liberă, cu întrebări, dar rugămintea este să păstrăm așa un anumit nivel, adică în sensul în care să nu intrăm, poate, în lucruri foarte personale care le pot afecta sau cu care nu ne simțim confortabili, da? Foarte bine. Nu știu dacă ajunge microfonul ăsta aici, dar... Bună seara, Iulian Spian este numele meu. Sunt un post-activist rom, post-activist LGBT, de curând activist rom-LGBT și în ultima perioadă am abandonat formal lupta civică, trecând de cealaltă parte a baricadei. Lucrez pentru agenție guvernamentală, pentru care se ocupă de monitorizarea și evaluarea politicilor publice pentru incluziunea socială a romilor. Sunt un bărbat rom, gay, out. Mărturisesc că nu am întâmpinat prea multe, să spunem, bariere în ceea ce mă privește, în ceea ce privește viața personală, profesională, firește ca orice altă persoană am avut mici lucruri pe care am știut să le gestionez din prisma faptului că cunoșteam drepturile și știam să fac uz de ele. Dar asta este o altă discuție. Ce mi-am propus eu despre ce mi-am propus să vă vorbesc în seara asta este să vă fac un mic istoric al activismului LGBT rom.
Ne aflăm în seară, aici văd, văd și pe Sandra, colega noastră de cetățenie austriacă care trăiește în spațiul german. Hello, Sandra! Hi! Apropo de asta, dacă se poate un pic mai rar, pentru că încerc să traducere simultan. Mă străduiesc. Okay. În 2015 ne-am reunit la Praga un grup de 25 de activiști romi LGBT din toată Uniunea Europeană, din acea mișcare, să zicem, pe care am demarat-o în 2015. Suntem două persoane aici, o evocam pe Andra, cu care am avut plăcerea să mă cunosc acolo și pe care ne-am întâlnit, să zicem, cu o frecvență anuală. Au existat niște conferințe cu acești activiști romi LGBT, eu fost, din păcate, singur din România. Și ce am încercat atunci a fost să punem pe tapet, să aducem pe agenda publică problematica discriminării multiple. Am discutat despre rasismul din rândul comunității LGBT, după cum am discutat și despre homofobia din comunitatea LGBT, alături de o serie de provocări cu care tinerii, în general, foști tineri, romi LGBT s-au confruntat de-a lungul timpului. Știu eu, persoane care au fost gonite de acasă, din familie, atunci când s-a aflat despre orientarea sexuală a lor. Căsătorii forțate sunt probleme cu care probabil că nu toți suntem, de care nu toți suntem conștienți. Și o serie de astfel de probleme care pot decurge din spațiile de vulnerabilitate ale persoanelor care se confruntă cu discriminare multiplă. Ce-am putut să, între rezultatele pe care le-am avut, așa, eu, în acest grup de constituit ad hoc pe bază de voluntariat, a fost să aducem pe agenda Consiliului Europei această problematică. De asemenea, anul acesta, în timpul președinției române a Consiliului Uniunii Europene, am organizat, Guvernul României a organizat o conferință la nivel înalt privind cadrul european al strategiilor naționale privind incluziunea socială a romilor, care, în cadrul căreia a fost adus în atenția instituțiilor europene și această problemă și asupra și apelul la societății civile. Din păcate, nu prea din, nu foarte vocală din România, dar din alte state membre ale Uniunii Europene, care au pledat pentru introducerea acestui subiect, acestei problematici de intersecționalitate în politicile de incluziune socială a romilor, să se regăsească pe agenda guvernelor și problematica problema de excluziune cu care se confruntă romii LGBT. Din păcate, din 2007, de când România, spre exemplu, este membra a Uniunii Europene, minoritatea LGBT, spre exemplu, nu este inclusă în definiția grupurilor vulnerabile, nu este, nu se regăsește pe agenda publică și nu se regăsește nici prin măsurile de protecție socială, de protecție legală, explicit în politicile de politicile sociale din România. Lucrul acesta putem să-l, putem să-l corectăm, putem, spre exemplu, începând cu anul acesta, se încep negocierile cu Comisia Europeană pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, în care, prin Fondul Social European, prin fondurile de coeziune și programele comunitare ale Uniunii Europene, gestionată de Comisia Europeană, problematica romilor LGBT ar putea fi pusă și avansată mai vizibil pe agenda publică. Eu cam atât aș fi vrut să vă aduc în discuție, un mic istoric și locul acestei problematici în cadrul instituțional și la cel de politici publice din, cel puțin din România. La nivel european, lucrurile se petrec mult mai vizibil. Există un activism din ce în ce,
un activist crescând și în România am început ca din 2015, parcă, sau din 2014, să, cu asociația Mozaic, să constituim niște grupuri comunitare care încet încet au crescut. Și iată-ne astăzi discutăm în acest loc și în acest spațiu despre o astfel de problematică sensibilă. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu răspunsuri în sesiunea dedicată. M-aș putea să mă opresc pentru a da și colegilor posibilitatea să răspundă. Mulțumesc mult, Iulian. Ianca? Bună seara, mă numesc Bianca. Țin să vă spun de acum că am destul de emoții pentru că este vorba de viața mea privată pe care nu am făcut-o publică până acum și atunci o să-mi fie puțin dificil să vorbesc, dar am să încerc să rămân coerentă. Adică să mă înțelegeți. Eu am crescut la casa de copii de la vârsta de 8-9 luni. Am fost luat de DGAS. Băgat în plasament. Problema cea mare pe care am întâmpinat-o în sistem a fost legată de școală. Am fost înscris în clasa 1 la o școală generală. Nu știu care e motivul, nici până acum n-am reușit să găsesc răspunsul de ce n-am putut să continui școala la generală, clasa 1. Deci în clasa 1 am făcut-o și s-a oprit. După care am stat 4 ani de zile în sistem, fără să mă duc la școală. Vedeam pe toți colegii mei că se duc, mai puțin eu. Nu înțelegeam pe atunci că e o problemă cu mine sau că e o problemă cu sistemul. Nu, oricum, clar, la vârsta aia nu concepeam. Mie îmi plăcea că mă uitam la desene animați toată ziua. Din păcate, când au vrut să mă înscrie din nou sistemul, am fost prea mare să mai intru într-o școală generală. Și am fost nevoit să fiu înscris la o școală specială. Am terminat 7 clase la școala specială, neavând un certificat de handicap, ca să subliniez. După care diriginta mea de la școala specială a decis că eu n-am ce căuta la o școală specială. După care a reușit cumva să mă transfere la o școală generală. Adică să termin clasa 8-a la o școală generală de zi. Când am ajuns la școală generală, în prima zi, a doua zi, a fost ok pentru că încă nu se învăța mai exact. Ne cunoșteam, totul era bine. Când a început să se predea română, matematică, toate materiile ce stă în clasa 8-a, am observat că sunt pe altă planetă față de ceilalți colegi ai mei. Și m-am refugiat în ultima bancă. Pentru că, efectiv, eu nu știam nimic din ce se discuta acolo. Sperau că sunt cu totul diferit. N-am putut să rezist presiunii și nu am mai dus la școală din pricina de rușine, pentru că eu nu făceam față cu absolut nici limba română, nici matematică și când vorbesc n-o stăpâneam, nu știam să citesc sau să scriu. Dar aminte să rezolv problemele care se dădeau în clasa 8-a, care știți cu toții că destul de grele. Ideea este că am rămas repetent. Am fost din nou dat de sistem la o altă școală specială, unde am terminat clasa 8-a cu coroniță, să zic așa. După care am terminat liceul, tot un liceu din asta special pentru persoane cu probleme. Și cam asta a fost. Ideea este că rezumatul este în felul următor. Eu am rămas cu foarte multe materii în urmă și în momentul ăsta acționez, m-am înscris deja la un liceu unde ar trebui să termin 3 ani, să iau de la capul, cu toate că eu am făcut deja 3 ani de zile de liceu. Doar că diploma de la școala 2 nu pot să fac mai nimic cu ea, adică chiar nu pot să mă înscriu la BAC sau... Și atunci a trebuit să mă înscriu la un alt liceu, să pot să... la seral, după care am să mă înscriu la BAC, după ce termin liceul, după care, dacă iau BAC cu ajutorul Dumnezeu, să dau și la facultate. Ideea este că cam asta a fost dificultatea mea în sistem. Bineînțeles, au fost mult mai multe.
Eu mi-am notat aici câte ceva, că știam că o să am emoții. Și să... Da. Ideea este că cam asta, asta am vrut să vă spun. Nu știu cât ați înțeles. Ideea este că cam ăsta este sistemul în care am crescut. Bineînțeles, cu bătăile aferente, cu neajunsurile aferente. Însă nu asta e problema mea, pentru că important e ce sunt acum, nu ce am fost. Și sper să pot să recuperez ce am pierdut în, anii ăștia de școală, să-i fac în câțiva ani, să recuperez 1-8-ul mai exact, să-i recuperez în câțiva ani, să pot să fiu și eu ca mult din sala asta. Adică eu știu, cu 8 clase terminate pe bune, nu învârtim pe la toate școlile și cu niciun rezultat. Cam asta e. Mă bucur că m-ați ascultat. Mulțumesc pentru povestea ta, mai ales că vine foarte bine în contextul în care Iulian ne spunea mai devreme că mișcarea romă LGBT la nivel european este una destul de tânără, vorbim de 2015, iar politicile pentru persoane rome LGBT clar nu există și cu atât mai mult nu există această intersecție între între felul în care identitățile noastre se intersectează, felul în care noi suntem abordați. Cred că este foarte important să înțelegem faptul că, pe de o parte, politicile afectează într-un anume fel, dar că ele sunt insuficiente, mai și iar povestea ta arată foarte bine asta, din sistemul de protecție. O să-l rog pe Ana să vorbească, pentru că mi s-ar părea că se pliază mai mult pe... Pentru că tu ar trebui să vorbești despre discriminarea la locul de muncă și da, da. Mă gândesc că ar fi un pic relevant, după care o să ne întoarcem la discuția legată de cum sunt persoanele rome LGBT privite în societatea civilă și apoi cum ne organizăm. Și să încheiem cu Dana și să dăm loc un pic pentru dezbatere. Aha, ok. Bună seara, mă numesc Alexor Marius, am zis în comunitatea noastră Andra. Ador! Și vreau să am patru chestii care vreau să le punctez cumva. Este vorba de discriminarea la locul de muncă, discriminarea în societate, vă fac un pic de rezumat, așa, și diferența dintre români și rom și marginalizarea între societate și comunitate. Încep la locul de muncă. Mulți dintre noi romi suntem cumva discriminați pentru că se face și diferențe. Asta e tot ce include în... Așa, am și eu totuși emoții de aia. Așa. Discriminarea la locul de muncă, cum spuneam, eu pățesc lucrul acesta de fiecare dată, deși colegii spun că astea sunt glume, dar practic nu sunt glume. Eu eu zic, băi, asta e, trec peste și văd eu ce fac. Încercăm să trecem peste astea care se întâmplă, așa. Mi se spune blondul, mi se spune țiganul, cioară și multe lucruri care nu le pot reproduce. În societate, tot la fel, ai grijă că zi țiganul, pentru că noi și ne fură, poate că ne fură, știi? Adică, stai un pic, că nu suntem toți, dar dacă ne bagă în boală, așa. Diferența între români, românii când văd țigani, ceea ce s-a întâmplat mai de curând cu Bianca, ce mi-a spus Bianca ieri,
că diferența în ideea e că tu ai pățit cu adeverință. Da, da, da. Cu cererea de integritate. Așa. Și că a văzut-o mai cioană. Și mai creață. Și mai creață, da. Și vreau să subliniez. Nu, no, mai creață și mai creață. Deci toți din... de la muncă, colegii de la muncă au primit certificatul pe care trebuia... Trebuie să zic eu? Da, te rog. Ok, deci toți colegii mei de la muncă din DGASPC, unde lucrez în momentul de față, au primit adeverința asta într-o zi. Mie mi s-a spus că să vin peste 15 zile sau 30 de zile lucrătoare. Mi-a fost cerut și un număr de telefon și o copie pe buletin. Nimic anormal până... am cere, după care colegii mi-au spus, băi, nouă ne-a dat într-o singură zi, nu ne-a cerut niciun număr de telefon și nici o copie de buletin. Și șeful mi-a spus, ar trebui să te duci să faci o plângere pentru discriminare, pentru că... Tratament inegal. Integritate. Chiar am filmat și pe polițistul de la secție cu care am avut conversația. Aș fi vrut să o vedem cu toții, să vedeți cam cum este discursul. Pentru a vedea angajatorul că tu n-ai probleme penale sau că n-ai violat... Un fel de carieră. Da. Dacă avem timpul necesar să o vedem cumva... Zic, dacă avem timpul necesar să o vedem cumva filmarea... Astăzi nu. Eventual o să postez eu pe pagina mea, ulterior, vedem. Și ultimul subiect pe care vreau să-l închei este marginalizarea. Ideea este că o persoană, când este romă, românii fug de țigani, în spatele... Adică dacă te împrietenești cu un țigan, băi, ai grijă că nu știu ce, că e țigan, că... Asta se întâmplă și în comunitate. Clar. Da? Ca să... Din păcate. Așa? Și... Eu cred că cam atât am avut. Dacă aveți Da. Bună seara! Mulțumesc Mozaic de găzduire și sperăm la cât mai multe evenimente așa pe Roma LGBT. Cred că era și cazul să avem un moment din acesta. De acord cu tine. Sigur că da. Se vorbește foarte puțin în comunitatea noastră de intersecționalitate. Se vorbește foarte puțin spre deloc. Avem rasism pe bază de etnie și în interiorul comunității. Avem foarte multe probleme și în interiorul comunității pe care trebuie să le vorbim. Trebuie să căutăm, să fim constructivi și să găsim o soluție. Pentru că trebuie, în primul rând, să avem clar și foarte clar în mintea noastră cuvântul autoreprezentare. Autoreprezentarea persoanelor rome este foarte importantă în toată intersecționalitatea ei. Desigur că da, orice aliat este binevenit, dar niciodată să nu astupăm vocile noilor activiști rom și intersecționali. Eu o să vă spun doar atât. Nu vreau să vă obosesc foarte mult. Știți foarte bine că sunt multe probleme, mai ales pe baza etniei. Eu vreau să vă spun că suntem în anul 2019 și sunt foarte mulți membri ai comunității rom LGBT care nu au încă un buletin. Da. După cum ați auzit, nu au încă un buletin. Sunt foarte multe persoane rome LGBT care se confruntă cu sărăcia. Se confruntă cu sărăcia la un nivel drastic, până la momentul de a dormi în mijlocul străzii. Din cauza identității de gen, poți avea probleme cu familia, poți avea probleme cu tradițiile rome. Eu o să vă spun că am fost căsătorită cu Jaca, la 14 ani. Deodată ăștia o nevastă.
Dar ce să vezi, eu nu eram lesbiană. Și nu mi-a plăcut. În schimb, în noaptea anunții, pot să vă spun că am încercat rochia și îmi stătea bine. Da. Eu vreau să vă spun că această stigmă asupra comunității rome se reflectează și în comunitatea romă LGBT, nu doar în societatea hetero-cisgender. Eu să vă mai spun, să vă mai dau la cap și cu un subiect pe care cred că știți toată lumea. Eu vorbesc foarte mult de sex work, de munca sexuală. Avem foarte multe femei trans rome care practică munca sexuală. De ce? Pentru că societatea nu oferă alte posibilități, pentru că familia i-a dat afară din casă și mai au unde să stea și să-și plătească o chirie, bla bla bla, și așa mai departe. Clar, cu siguranță. Eu zic că dialogul în comunitate e foarte important. Pentru a putea reprezenta și pentru a putea vorbi de subiecte rome, haideți să aducem persoane rome. Haideți să discutăm. Pentru că intersecționalitatea începe să crească în România. În fiecare zi văd cum activismul intersecțional crește și crește frumos. Important e să nu o luăm pe stradă greșită și să încercăm să ne înțelegem unii pe alții și să ne băgăm pula în ea de respectabilitate. Pentru că pe mine mă doare în pizdă de respectabilitatea activiștilor. Da. Vă pup! Mulțumim! Bună seara! S-aude? Mă numesc Dana, sunt... emoționată! Da, nu place să vă prezentă! Ador! Hai că-ți țin eu în mână! Dana, mă gândeam că poate vorbești un pic despre modul în care tu organizezi munca ta în diferența, mai ales pentru persoane rome LGBT. Pentru că până acum am discutat despre ce politici avem, cum ne discriminează sistemul, da, pornind de la protecția copilului, cum ne discriminează societatea și locul de muncă, da, care sunt tipurile de oprimări la care suntem supuse, da, atunci când lucrăm în societatea civilă sau cum vorbim despre lucrătoare sexuale. Și mă gândeam să încheiem cu tine în ideea în care tu totuși te-ai organizat în Ferentari, ai încercat să strângi în jurul tău un grup de persoane LGBT rome. Ești printre primele persoane care au început să discute despre lucrul ăsta, cel puțin eu de la tine. Și asta, aplauze. Asta, care e experiența ta în zona asta? Eu am fost cu o fată timp de 8 ani de zile, unii dintre voi, majoritatea știți, cu Stella. Așa am început în comunitatea LGBT. Nu mai sunt cu ea acum. Dar mi-am făcut foarte mulți prieteni și Se aude. M-am simțit ca într-o familie în comunitatea LGBT și atunci am zis că dacă nu mai sunt cu Stella, n-are nicio legătură faptul ăsta și atunci am dorit să lucrez și să pot să fac ceva pentru comunitatea asta. Sunt bursieră OSI, am un proiect, Sănătate în cartier, se numește. Proiectul meu este despre acompaniere la spital, persoanele LGBT, Roma și consumatoare de droguri. Niște cine comunitare, cum este și aceasta, și întâlniri cu oamenii din comunitate, să aflăm cât mai multe lucruri, să ieșim cât mai mult în față și să nu ne mai ascundem după perdea asta. Și, mă rog, cam ăsta e proiectul. Ce mi-am dorit eu și ce îmi doresc în continuare, ca să zic așa, este să fim cât mai mulți, să ieșim în față, să nu ne mai ascundem, că până la urmă sunt drepturile noastre care trebuie să ni le luăm. Cu borța sau dă a zis corect, să ni le luăm. Că dacă așteptăm. Exact. Eu în Ferentari acum lucrez cu copiii, lucrez la școală, dar în Ferentari sunt și persoane LGBT rome care sunt căsătorite, care fac parte din familii tradiționale și nu poate să iasă în oraș cu iubitele sau cu iubitele, cam prieteni, nu pot să zic cam prieteni ei. Deci încă să mai practică lucrul ăsta, să fii căsătorit de fațadă și să ai în paralel o altă viață pe care să nu știe familia ta și să nu poți să zici la nimeni pentru că, nu știu, dacă mai vii dintr-o familie interlopă, ca să zic așa, atunci ori îți dă mâta foc, ori îți dai tu ceva de genul ăsta. Ce pot să mai zic? Mai ajută-mă tu, Carmen.
Despre centrul la Găbuți. Centru, ce să mai zic, că nu-l mai am acum așa. Din păcate, poți să ne spui de ce nu mai există? Nu mai avem finanțare. Am avut un proiect de la primul centru, l-am deschis cu Stella în 2016, din banii noștri. Așa, după un an și ceva n-am mai avut bani cu ce să-l susținem, l-am închis. Anul trecut am luat un proiect de la Kaufland și am deschis un alt centru pe sănătate mentală, așa era colu. Iar la centru am avut doi psihologi angajați care veneau și făceau terapie cu oamenii din comunitate, cu copiii care aveau nevoie din comunitate. Și a fost un proiect, eu zic, destul de drăguț. Mie mi s-a părut foarte interesant că oamenii diferent ar veneau la terapie și înțeleg. Era pentru ei ceva nou, ca să zic așa, să se ducă la un psiholog, să nici nu știau despre ce e vorba, ca să zic așa. Iar când s-a terminat proiectul, mulți oameni au fost dezamăgiți, că vreau să mai vină și nu mai aveau unde. Nu mai avem bani, ca să zic, să-i, unde să-i aducem. Am mai cerut de la așa, de la Kaufland, dar ne-au dat. Spațiul este, dar nu era al meu, era închiriat. Păi o să dăm, înainte de a da drumul la întrebări, mă gândeam să lansez o întrebare, adică să lansez o întrebare pentru toată lumea, în ideea care, pentru că toți ați vorbit de diverse forme de discriminare. În același timp, toți ați spus că, na, noi ca persoane rome, poate n-ar fi bine să ne plângem, că ne plângem prea mult de probleme noastre și, în definitiv, trebuie să găsim totdeauna metode să depășim toate lucrurile astea. Întrebarea mea pentru voi toți era, și voi toate era, ce ar trebui să existe în societate sau cum ar trebui societatea să fie astfel încât voi, ca persoane rome, LGBT, să vă simțiți, așa cum sunteți? Bine. Păi eu cred că, în primul rând, e ok. Ca la televizor. E bun, după cea curasă. Prefer să nu. Da, eu cred că, în prima fază, trebuie să ne schimbăm viziunea, noi toți. În primul rând, comunitate trebuie lucrat. Din păcate, tu ai vorbit de mult de afară, cum să fie cei din afară să ne vadă pe noi. Eu cred că ar trebui lucrat în prima fază între noi. Pentru că până în afară, noi avem probleme în interior, în comunitate, da? Pe care sunt, uite, de pildă, clubul Q. Nu primește toate genurile de ei. Haideți, nu deschidem alt club. Asta vreau să spun că e ceva intern, da? Asta e cea mai simplă, dacă ne-ai dat acum, da? Grupul de gay face discriminare la gay și atunci despre ce vorbim. Referitor la discriminarea din persoanele care ne văd, ne discriminează pe noi, cred că ar trebui să citească mai mult, nu știu. Asta zic eu. Cititul. Să se informeze, să înțeleagă. Nu. Cred că trebuie să le dăm noi, ca și rom, trebuie să le dăm noi o lecție, știi? Să vadă că și, uite măi, și romul poate să fie cizelat. Da? Ori noi, dacă dăm o educație, eu uite și pe țiganul ăsta, adică, normal că ne privește cumva aiurea, nu? Adică încercăm... Ai început de vină cumva. Exact. Nu, este... nu aș crede niciodată, nu aș... pune, nu știu, adică eu ca gay și ca așa, niciodată nu aș vrea să mai cred problema la mine. Hai să lăsăm să vorbească. După ce o să termin, vreau să spun un temen și un cuvânt foarte important pe care mulți voi s-au lăsat și pe care noi nu-l avem. Eu cred în lucrul ăsta, pentru că dacă, cel puțin la mine funcționează. La mine funcționează. Dacă eu dau, dacă plătesc cu o monedă, cu aceeași monedă vreau să fiu plătit, știi? Ceva de gen. Cam asta este. Dar nici nu putem să obligăm pe toată lumea să ne iubească, cu nici nu ai este adevărat și lucrul ăsta, da. Dacă aș putea adăuga, eu da, nu putem să obligăm pe toată lumea să ne iubească, dar putem să cerem dreptul nostru la respectarea demnitatea umană și la respectarea legislației care este una pentru toți. Sper
această legislație antidiscriminare. Deci cu egalități în drepturi pentru toți. Așadar, eu cred că, într-adevăr, comunitatea noastră se confruntă cu foarte multe probleme, foarte variate, și în rândul comunității noastre, cred că problematica persoanelor trans este una foarte acută, care se confruntă cu marginalizarea extremă, de la locuire, la hărțuire din partea autorităților, la imposibilitatea de a găsi un loc de muncă, chiar dacă ești situat de calificație calificată, te confrunți cu prejudecățile și cu discriminarea directă în acest loc de muncă. De aici, viața dublă de care vorbea colega noastră poate să ne transfere fel de fel de probleme psihologice sau de sănătate mentală. Deci eu cred totuși că munca la nivelul comunității și accesarea serviciilor sociale ar trebui să fie puțin mai prezentă în munca noastră. Este bine că ne coagulăm, că ne articulăm așa ca grupuri comunitare în jurul Asociației Mosaic, în jurul aliaților noștri, însă este la fel de bine să ne cerem drepturile. Suntem contributori, cu toții plătim, dacă gay, lesbiene sau bisexuali care nu sunt vițibili, să spunem, se pot strecura poate mai ușor și își pot face un drum în societate. Cred că fetele și băieții trans au o vulnerabilitate suplimentară și au nevoie de sprijinul nostru și au nevoie de mai multă atenție. Și lucrurile astea nu pot fi rezolvate decât prin a fi puse pe agenda publică, prin a solicita servicii sociale, servicii publice care să adreseze specificitățile din rândul comunităților noastre. Știu eu, probleme de locuire, problemele de venit minim garantat, de protecție socială și mai departe, acces la servicii de sănătate și așa mai departe, sunt lucruri care trebuie adresate de cei care fac politicile publice, de așa numiți policy makers. Și noi, ca organizații guvernamentale sau neguvernamentale, putem să conlucrăm pentru a pune aceste lucruri pe agenda publică. Ok. Tu spuneai foarte bine, cine face politici publice? Păi spune-o cine face politici publice. Niște oameni privilegiați, niște oameni white și niște oameni care nu consultă comunitatea. Ca să facem o societate mai utopică și mai tolerantă cu toate minoritățile, nu doar cu cea romă, în primul rând trebuie consultată comunitatea. Care sunt nevoile, care sunt necesitățile și așa mai departe. Nu te duci tu acolo, super white privilege, și dai niște legi și vrei tu să-mi dai niște drepturi. Stai tu acolo, persoană romă, că lupte-o pentru tine și dai-o ție drepturi. De exemplu, acum eu o să fac un atac chiar direct la Partida Romilor din România și la organizațiile rome din România, care nu sunt intersecționale, care nu vorbesc de gay, nu vorbesc de persoane trans-rome și așa mai departe. Eu personal fac parte dintr-un grup de Facebook, Romii de pretutinde, când vreau să postez ceva legat de LGBT și romă, nu mi se aprobă nici măcar pe acel grup. În primul rând, mă reduci la tercere, ceea ce nu vei reuși niciodată, pentru că n-ai șanse. Dar chestia e că trebuie discutat și în comunitatea romă de intersecționalitate și de existența persoanelor LGBT. Pentru că dacă te duci în comunitatea romă și spui că există persoane trans-rome, aceia spun că nu știu, domne, nu sunt de aici. Deci, la noi nu există așa ceva. Și mi s-a spus de N ori același lucru la toate organizațiile rome. Nu e momentul, nu, dragă, a sosit momentul să își asume că există și persoane LGBT rome. Nu vor să-și asume, asta e, dar măcar noi suntem vizibili, trebuie să devenim cât mai multă vizibilitate a comunității LGBT rome, să fim cât mai multe evenimente ca acestea, și în spațiu public, și în mass media. Trebuie dezbătut acest subiect pentru ca să se vadă și ca să se ia la cunoștință. Eu vreau să vă spun că Partida Romilor e plină de bani. Și spun că acei bani îi dă către comunitatea romă. Dragă Partidă Romilor, eu vreau să-ți spun că sunt persoane trans-rome, fugărite de acasă, pentru că tradiția romă nu-ți permite să fii soie pădintos, trebuie să fii heteroc, așa spun ei, și atunci acea persoană ajunge în mijlocul străzii. Cum a ajuns tu acea persoană când tu stai bine la căldurică acolo, în biroul tău, și iei 1000 de euro? Nu, dragă, aici vorbim de privilegii.
Și privilegii pe care persoanele trans romeni nu le pot avea pentru că intervine și transfobia și nu-ți poți duce la bun sfârșit școala, nu-ți poți duce la bun sfârșit studiile universitare și atunci niciodată nu vei putea ajunge într-o poziție publică. Și dacă nu vei putea să-ți continui școala, e un viciu și un cerc vicios, vei ajunge să faci sex work. Vei ajunge să faci sex work, te vei contacta cu HIV și pe curii și ai rezolvat comunitatea. Nu, dragă. Ca să avem o societate tolerantă cu toate persoane, trebuie discutat. Și nu, eu nu vreau să-mi cer drepturi. Eu lupt pentru drepturile mele. Pentru că m-am săturat să cer. Eu nu cerșesc, că nu sunt țigancă. Ce spuneai tu, Iulian, pe strategie? Hata, în ființă. Se pare oportună, de fapt, integrarea tematicii LGBT într-o strategie, în strategia romilor, pornind de la ideea că, într-adevăr, nu. Deci există pe disabilitate, da, există... Da, răspunsul este da. Da? Da. Și sunt curios, la fel, și din părerea celorlalți paneliști, poate inclusiv pe partea de strategia combaterii violențelor împotriva femeilor, poate un element de femei LGBT, în mod special T, mi se pare că ar prea interesant, cel puțin pentru comunitatea largă care a încercat într-un fel să facă, să ceară într-o formă sau alta, poate nu atât de specific, o strategie națională LGBT. Noi, eu cu Vlad, încercasem și o strategie locală pe București LGBT, oarecum integrată în strategia de SRC. Dar dacă găsim mai multe ancore de genul acesta, e posibil să fie util, de fapt, pentru o grămadă de, pentru comunitatea largă LGBT. Ok, o să rămân la chestia asta, că restul sunt... Mi se pare, într-adevăr, foarte interesantă și cealaltă strategie, la fel puțin subversivă, de a aborda grupurile deja care au putere, care sunt Roma, să integreze în discursul lor sau în programul lor de advocacy și elemente LGBT. Nu sunt deloc familiarizat cu ceea ce fac, îmi intuiesc că totuși există. Nici comunitatea romului are. La curent. Atâta. Deci ori grupuri care sunt ONG-uri, nu știu, sau poate persoane politice care sunt, nu știu în ce măsură există politicieni care să aibă o agendă romă definită, LGBT și încă momentan nu sunt, da, în direcția aia. Zic. Ca să-ți răspund, de fapt ți-am răspuns, da, este nevoie ca în strategia de incluziune socială a romilor să se regăsească probleme de intersecționalitate, nu doar de orientarea sexuală, identitate de gen, expresie de gen, dar și problematica, știu eu, dizabilității sau problematica minorităților religioase sau obiecții de conștiință sau orice alte minoritate din rândul minorității trebuie să-și regăsească, să se regăsească într-o astfel de strategie. N-am să-ți ascund faptul și am uitat să menționez la intervenția anterioară. În 10-11 decembrie organizăm împreună Agenția Națională pentru Romi, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, Curtea Națională de Apărare pentru Romi, organizăm o conferință la Sinaia, la care am invitat Asociația Mozaic în calitate de panelist pe domnul Vlad Vișchi să adreseze această problematică a intersecționalității, orientare sexuală, identitate de gen, expresie de gen în politicile de incluziune pentru romi, într-un atelier care se cheamă Încorporarea principiilor egalității și non-discriminării în cultura instituțională a instituțiilor care au responsabilități de a... Știu, doar vreau să vă spun că se întâmplă. Se întâmplă lucruri și simplu fapt că eu sunt acolo și că pot să pun pe agenda un astfel de lucru, cred că e, da, e de notat. Dar mi-asum.
aș vrea să revin la cea legată de violență a persoanelor LGBT și special a persoanelor române, pentru că nu m-am auzit foarte mult vorbind despre subiectul ăsta și poate aveți ceva să spun. Nu m-am dus să fac plângere, ca să zic așa, la poliție. Eu, după ce m-am dus pe respirator, nu sunt la poliție să fac plângere, ca să scap pe ea. M-am simțit mai prost acolo decât când mă certam cu Stella, ca să zic așa, ca să zic altfel. Pentru că doamna polițistă era atât de șocată că era vorba despre două femei și... Într-o relație amoroasă și eu mă duceam să-i spun aia că aia mă amenință că îmi tai tendoanele și eu chiar o cred, știi? Eu eram super panicată și ea era așa foarte degajată. I-am zis să-mi dea un număr de înregistrare și a zis că pentru ce îmi trebuie. Și am spus să știu și eu că am făcut și eu declarația asta aici. A, dar oricum o să te ajute ăsta, că să schimbă dosarul, să zic, bine, dar dați-mi și mie numărul ăla, știi? Nu s-a întâmplat nimic ca idee, dar atunci a... Cam așa stau lucrurile pentru persoanele LGBT în România. Dar cel de la poliție, mai bine mai trebuie. Da, scuză-mă de rău. Vis-a-vis de ce aș spunea și colega mea. Deci, la violența asupra domnilor, asupra femeilor, violența asupra femeilor, ne-a picat fixa și ne-am adus aminte de colega mea și care nu mai este dintre noi. În cazul ei, violența a ajuns chiar la crimă și a fost ucisă. A fost prima femeie trans-romă ucisă prin transfobie în Italia. Ceea ce mă face să revin la subiectul sărăcie și nevoia de toleranță în familie și sprijinul familiei. Desigur, comunitatea trans, comunitatea femeilor rome, se confruntă aproape zilnic și cu abuzurile din partea autorităților. E necesar training cu autoritățile în orice cazul. Vreau să vă spun că eu sunt și președinta unei organizații Sexorco România și am avut de curând un caz de viol. Pur și simplu, doar când au auzit autoritățile că este vorba despre o femeie romă, m-au întrebat de trei ori dacă sunteți sigură că e viol, sunteți sigură. Adică nici măcar nu au luat în considerare că ar putea fi real sau nu. Dar, prin simpla privire și culoarea pielii, gata, nu a fost luată în considerare. E mult de muncă, dar eu cred că împreună reușim. Și împreună, când spun că împreună reușim, pentru că intersecționalitatea mea e și intersecționalitatea ta. Chiar dacă tu ești o persoană gay și tu te confrunți discriminare cu societatea. Exact cum mă confrunt și eu ca persoană LGBT romă, doar că la mine e dublă, la tine e una singură. Și atunci hai să ne unim împreună în combaterea acestei discriminări, pentru că numai împreună o să reușim. Pentru că împreună suntem mai puternici. Și să vedem dacă mai sunt interveni. Vreau să spun că dacă tot o să fie public în media, mă rog, pe internet, pe Facebook, Antonina se referea la persoanele gay și care nu sunt aici. Poate pe viitor o să vină și ei și să ne spună probleme. Adică noi încercăm să ne facem un grup cât mai mare, dar să fim cât mai puternici. Și atunci va trebui să ieșim, măcar aici, între noi, știi? Doar scurt aș dori să adaug. Nu mai departe de săptămâna aceasta am avut o altă conferință la care am invitat un reprezentant al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse și am întrebat-o dacă pe raportările pe Convenția de la Istanbul ei sunt conștienți că există astfel de cazuri de violență împotriva femeilor trans. Au ridicat din moment semn că este nevoie să fiți și să fim mai prezenți în zona aceasta de poliție. Știu că poate părea pot părea foarte lucruri așa, un lux sau o extravaganță, dar acolo se întâmplă lucrurile. Politicile ne afectează și trebuie să fim prezenți. Pentru că americanii zic, dacă nu ne regăsim la masă, cel mai probabil ne mai regăsim nimic. Este că nu e un lux. România a semnat acel tratat și atunci România are niște responsabilități. În acea convenție la Istanbul scrie negru pe alb
egalitatea de șanse. Și România, până nici mai ziua de astăzi, nu a făcut un raport public despre acea convenție. Și dacă s-a... Da, era în februarie anul acesta, trebuia să iasă public un raport despre convenția de la Istanbul și care sunt pașii, unde au ajuns și la ce nivel sunt, nu au reușit până acum să ne informeze. Dacă sunt intervenții în sală, din sală, în momentul de față, sau întrebări, eu voiam doar să povestesc un pic din experiența noastră la Mozaic de lucru. Ideea e că noi de vreo 3 ani am tot avut discuții, întâlniri, ne-am tot gândit ce să facem și neavând resursele neapărat necesare în primii 2 ani, nu am reușit neapărat să mișcăm cine știe ce și am început să lucrăm mai intens acum de un an de zile, practic, printr-un proiect de la NDI, National Democratic Institute, prin care am încercat să aducem persoanele rome împreună, pentru că una din problemele care e ridicată mereu este aceea că nu există un soi de încredere în comunitate. Adică lumea nu se știe, lumea nu se întâlnește destul de des și atunci e important de acționat cumva și pe latura asta socială. De asta sunt importante și petrecerile, sunt importante și reuniunile, cinile comunitare, tocmai pentru că trebuie să ne vedem la față mai des, trebuie să ne împrietenim, trebuie să ne cunoaștem. După aia, a doua chestiune ține de empowerment, de îmbărbătare cumva. Și lucrul ăsta, aici trebuie să avem încredere că unii oameni se vor descurca și să le oferim șansa să se descurce. Și aici, de exemplu, vreau să subliniez că Marius cu Bianca și cu Dana sunt cei care au organizat această conferință. Bine! Și a treia chestie, noi am început acum un nou proiect intersex pe Rome LGBT în 5 orașe din țară și este în colaborare cu Centrul de Resurse Juridice, dar și cu Uniunea Civică a Tinerilor din România, care este o asociație cu foarte mulți tineri romi. Și aici am făcut 5 vizite acum, până acum, 4 vizite în toată țara, în Timișoara, în Iași, în Cluj. Acum mergem la Brașov și am avut și la București, la București a fost și cea mai mare, cu 17-20 de persoane din comunitate, ceea ce a fost extraordinar, dar de foarte multe ori există acest stereotip că persoanele rome care nu sunt din LGBT sunt automat homofobe sau transfobe. Și parte din lucrurile pe care le descoperim în toate aceste întâlniri cu tineri romi este că sunt conștienți de discriminarea împotriva comunității LGBT, empatizează cu problemele comunității LGBT și acolo este locul în care se poate crește și unde se poate lucra. Pentru că e foarte important, lumea nu știe de LGBT pur și simplu pentru că n-a auzit. S-au auzit la televizor, a auzit în trecere și nu a avut timp sau n-a avut interes să caute să informeze. Și de aici un pic de răbdare. Și de partea cealaltă, în comunitatea LGBT există rasism care în ultima vreme, pentru că eu nici nu știu, s-ar putea să trăim noi într-o bulă și să ni se pare că felul în care noi vorbim unii cu alții, felul în care respectăm persoanele care sunt diferite de noi, poate ăla-i standardul, dar ăla nu-i standardul. Asta e ideea. Dă-mi voie să păstrezi ideea. Vreau să spun că... Adică voiam să zic de rasismul din comunitatea LGBT. Da. Da. Eu vreau să spun că... Eu fac așa un fel de experiment aproape zilnic și încerc să ies în afara bulei. Și în afara bulei situația e critică. Când spun în afara bulei, spun chiar și când te duci să-ți cumperi pâine sau țigări și așa mai departe. Chestia e că în interiorul bulei măcar să fie safe și să putem discuta de aceste lucruri. Pentru că dacă începem să avem în interiorul bule și în interiorul comunității probleme despre care nu le discutăm și le ascundem sub preș, nu e ok. Trebuie să vorbim și să fim constructivi, pentru că dacă aș fi cu noi sub preș, nu înseamnă că nu există, el este acolo. Da, da, da.
doar ca o completare a ce... Dar ce voiam eu să spun este de fapt că noi reușim cumva să ne impunem, să ne autoeducăm, astfel încât în interacțiunile dintre noi să fim respectuoși, să nu ne insultăm, să devenim prieteni și așa mai departe. În afara bulei noastre, lucrul acesta nu e valabil. Insultele astea, microagresiunile astea împotriva persoanelor rome, împotriva persoanelor trans, ele sunt o realitate și există. Ce încercăm noi, de fapt, în societatea civilă este cumva să impunem, nu să impunem, ci să stabilim un anumit standard de interacțiune între cetățeni, inclusiv prin instituții, inclusiv prin CNCD, inclusiv prin, dar nu numai prin legi, și prin practica noastră. Practica și în viața de zi. Dar pe de altă parte, da. Vlad, pentru că noi suntem oameni care adică trăim în mediul ăsta de foarte mulți ani și știm că totuși formele astea de violență și de microagresiuni între noi, oamenii din societatea civilă există și le devin și mai greu de vizibilizat la un moment dat și cred că multe dintre voci care sunt aici au trecut prin situații de microagresiuni, da. Nu? În relația cu colegi din societatea civilă, cu activiste, activiști. Poate vreți să spuneți ceva despre asta, Blana sau Blana sau... Ca să mai echilibrăm Poate până la urmă este o metodă de a te proteja pe tine, nu? Prin faptul că vrei să ignori toate tipurile astea de... Da, dar și el reușește, și asta la mine de multe ori, pentru că poate să reușească de răutăți ale oamenilor. El poate să fie o chestie de dreaptă, un stâlp care merge, stă pe loc și poți să dai el acolo cu mâncare. Ai multe lucruri. Dar de fapt, nu ar trebui să fie doar... E adevărat, el e un caz special. Adică discutăm în contextul ăsta de cred că e spațiu safe pentru noi și unde ne simțim bine și unde ne simțim agresați și pățuiți sau abuzați. Nu? Și cum comunitatea reușește să creeze spațiile astea de solidarizare între noi. Nu trebuie să fie doar responsabilitatea noastră internă să ne păstrăm de parte de tot ce noi. Păi ne deschid o idee, deci și continuu. Pentru a te-am pentru mâncare. Ok, deci vreau să vă spun că, exact cum spunea și colega, nu e de datoria mea să educ eu gagiu al ce înseamnă rasismul și cum să nu fie rasism. Eu nu sunt profesor al nimănui să învăț cum să nu fie rasist. Asta este o lege nespusă a activismului, că trebuie neapărat să învăț eu pe un gajiu cum să mă trateze el să nu fie rasist. Nu, dragul meu. Educă-te singur, ești privilegiat, ai acces în anumite zone în care eu n-am acces și la o bibliotecă n-am acces. Mai bine ai acces tu că ești gajiu și alt și intri și iei cărți acolo, citește mama până nu mai poți. Și după aia să vii să-mi spui de treaba cu rasism. Eu nu sunt obligată să-ți explic eu ție cu stă treaba. Mulțumesc frumos, Antonela. Era o intervenție. Da, da. Foarte scurt. Eu cunosc comunitatea, câteva lume mă știe pe aici, din anii 90. Vreau să spun că sunteți pe calea cea bună, pentru că era mult, infinit mai rău în anii 90 și în anii 2000 la început. Direcția este și activistă ca Antonela, ca Bianca, Mare, Vlad, au făcut toată diferența. Și societatea cred că a mai evoluat. Față de anii 90, când Naomi a fost unsă și aruncat într-o dea de gunoi. Anul trecut a fost cu cinci sau una, deci nu e... România? Eu aș vrea să confirm spusele tale, într-adevăr, societatea evoluează. Dacă în 2015 discutam cu activiști romi, nu știu,
șef de ONG-uri foarte mari și active și importante, care contează în Craiova. Mă întrebau, dar de ce voi trebuie să vă asumați identitatea sexuală? V-am discriminat noi cu ceva? Vă aștept la acolo, scuze. N-am să dau nume, dar îi cunoașteți. Și spuneam, să aduceți acum subiectul romii LGBT pe agenda publică, asta înseamnă că o să dilueze problematica romă și politicile pentru romi să se dilueze. Ce credeți? În 2019, cine credeți că sunt primii care ori să aplice la fondurile pentru pe problematica romilor LGBT? Sunt cei care chiar nu sesizau această diferență. Deci cred că, da, suntem pe drumul bun. Cu cât suntem mai vizibili, suntem, contăm și contăm pe agenda publică. Vlad, vrei să spui ceva scuzare? E doar o întrebare. O întrebare, o întrebare care cumva... deci știm că în trecut, în anii 90, au existat și activiști romi homofobi, și activiști romi sexiști, și activiști LGBT rasiști. Și gay, transfobi. Ok, dar întrebarea e alta. Întrebarea e alta. Dacă scopul, nu știu, să zicem, este cumva de a evolua, de a educa, de a integra pe acești oameni în grupul nostru prietenesc, nu știu ce, adică care ar trebui să fie atitudinea față de o persoană, să zicem, LGBT, care a fost rasistă în trecut și astăzi, să zicem, a ajuns pe drumul cel bun. Sau o persoană activistă romă care nu mai e homofobă, care sprijină drepturile LGBT. Ar trebui să avem acest bagajul are cu care vine, dar unde, cum îl tratăm azi? Vreți să răspunde voi la întrebare? Eu am să încerc să răspund. Tot el a zis că nu există deocamdată. Deci nu avem ce trata. Dacă nu există, nu se produce schimbare. Nu, Vlad a spus că dacă a fost în trecut și în momentul de față a revenit la gânduri mai bune, mai pașnice, da? Să se alăture comunității, să ne susțină neapărat să fie. Exact. Bun, ideea este că cred că ar trebui să îl integrăm, să vorbim cu el, să vedem de ce a ales să vină către noi, da, în primul rând, să vedem care a fost schimbarea, da? și să găsim noi metode să ne apropiem. Eu cred că asta trebuie să găsim metode să... Pentru că lumea din fundal ne vede destul de ciudăței. Și așa trebuie să le luminăm ciudățenii asta, să le explicăm. Băi, nu suntem ciudați, suntem oameni ca voi și vrem să fim toți egali. Nu vrem să ni se ridice statui, însă vrem să avem și noi aceleași drepturi ca voi. Și cred că asta, în primul rând, trebuie comunicare. Deci dacă există comunicare, bineînțeles, dacă și acceptă să comunice. Pentru că asta este mai important, că dacă noi vorbim și vorbim degeaba, trebuie să ne și asculte și să participe la evenimente de genul să ne cunoaștem, să vorbim, să ne cunoaștem problemele. Eu cred că dacă persoana respectivă nu dorește să comunice, nu este efectivul și așa. Nu există persoană care să se lecuiască de homofobie. Pentru că ai fost odată homofob, vei fi întotdeauna homofob, pentru că, ok,
poți fi ipocrit, îți poți ascunde homofobia, poți declara că ți-a trecut și că ești un aliat number one, din două motive. Unu, banii. Doi, poziția publică și politică, morală și așa mai departe. Eu o să vă spun încă o dată că sunt pornită pe aceste organizații care se declară pro-LGBT și nu sunt deloc LGBT. Ei aplică la niște fonduri foarte măricele de acolo, de la Europa, și o duc foarte bine pe spatele comunității, fără să ajute comunitatea. Și atunci, dacă te duci să le ceri ajutorul, nu ți-l vor da. Plus că în interiorul organizațiilor respective nu trebuie să existe, în primul rând, nici măcar o urmă de clasism sau de discriminare, transfobie, homofobie și așa mai departe. Pe când eu, dacă mă duc acum în o organizație declarată romă pro-LGBT, voi găsi, voi întâmpina persoane conservatoare care, nu, care sunt transfobe și homofobe. Iubita, ce înseamnă discriminare? Ce înseamnă discriminare? Tratamentul sau homofobie, mă rog. Tratament diferit? Împinsă de la spatele de generația veche să gândească într-un fel. Și atunci generația asta nu are nevoie de ajutor să înțeleagă. Da? De-aia te întreba ce înseamnă de fapt homofob. Da? Da? Păi ok, pentru are că nevoie de ajutor să înțeleagă, dar dacă... Păi și de cum îl dăm? Păi cum? Suntem atâtea de vizite da, și atâta... Dar de la început că nu este rol fiecare și poate că unii de noi ne asumăm... Dar nu doar asta, dar nu doar asta, dar ok, sunt atât de multe evenimente. Avem un Pride în România care ajunge la 10.000 de persoane. Avem diferite persoane publice care s-au autodeclarat persoane LGBT. Și atunci tu vii și îmi spui că nu suporți gay, dar îți place când dansează ăla și nu știu ce, dar nu mai informa pe mine. La exact, exact. Și atunci, nu. Eu aș încerca un răspuns. Ce face un homofob homofob? Din anii 70, știu că sunt studii, cercetări științifice făcute pe populații, spre exemplu, de bărbați, adulți, pretinși heterosexuali, care în urma studiilor s-a dovedit că de fapt erau gay reprimați. Și este un fapt dovedit științific. Așadar, un homofob este un gay în dulap. După aceste rezultate. Ar putea fi. Hai să nu facem generalizările astea. Hai să vedem dacă mai există alte. Întrebare este altă. Vlad, te ascultăm. Tu credea cu pe Vlad. Vlad, ce mai ai? Mihnea? Nu, nu. Madalina? Ce recomandări ați da? Cum ar arăta un aliat perfect? Un aliat perfect în viața de zi cu zi. Da. Câteva punturi pentru cineva care ar vrea să ajute, să fie un aliat cât mai ok în viața de zi cu zi. Da. Bună. Deci să te cum arată pentru tine un aliat ideal? Pentru tine după aceea, Madalina, Madalina, eu cred că tu deja faci parte din comunitate și ești un aliat al nostru, pentru că tu aproape mereu te văd la strânge. Uite, tu vorbeai în general, nu de persoana ta, poți să încerc eu un răspuns. Iată-mă. Eu un aliat,
Eu văd un aliat, o persoană care poate că nu este din comunitate, dar care face în așa fel încât să creeze spațiu, un spațiu safe pentru cei din comunitate, minoritari, care militează activ în grupul lor de non-minoritari și sancționează verbal ori de câte ori are ocazia orice derapaj la adresa unui minoritar, e o persoană care sprijină un grup minoritar să se exprime, dar nu îi înlocuiește, nu îi preia discursul, nu se substituie atunci când vine vorba ca un minoritar să se exprime despre identitatea proprie și drepturile lui sau ei. Cred că asta face un aliat, un aliat. Un aliat ideal, în primul rând, nu trebuie să-și asume merite și să-și facă carieră pe spatele comunității pe care el se declară că e aliat. Un aliat perfect și un aliat ideal comunică cu comunitatea și întreabă înainte de a ieși public o declarație, se consultă cu comunitatea să vadă ceea ce e mai bine pentru comunitate. Îți dau un exemplu foarte scurt, așa, dintr-un mic schimb de replici într-un post pe Facebook. Era o tipă care se declară aliată number one a comunității și mi-a dat un exemplu hilar, cum că acum ce vrei să fac? Dacă eu nu sunt rom, ar trebui să vorbesc într-o pungă și ce să fac? I-a spus, da, dacă vorbești într-o pungă, o dai la mine. Ascund din pungă și după aia spun dacă e bine sau nu să te duci cu punga mai departe în public. Deci, în primul rând, foarte mult consultarea cu comunitatea. Întreabă comunitatea, lucrează îndeaproape comunitatea. Nu te duci acolo tu, reprezentantă, și să faci cultura proprie, cum face domnișoara, cum zice dansatoarea aia. Dansează ea... Aia, actrița, joacă în Rona Harper, aia. E româncă, se declară auto-appropriation, deci a fost colorate. Deci, nu, în niciun caz așa, greșit. Dacă vrei să reprezinți corect, întreb comunitatea care sunt nevoile. Și bineînțeles, cum spunea și colega mea, Carmen, crearea de spații safe, cât mai multe întâlniri, duce la o, la o apropiere. La apropiere și la o creștere. Exact, și la mai multă solidarizare. Sunt obosite și trebuie să ajungi în altă parte. Și finanțarea. În finanțare se vede foarte bine cât de bun aliat ești. Amin, Doamne ajută! Da. Trăiască Soros. Cine? Soros. Nu, nu. Voiam doar să zic că au fost în perioada referendumului lideri romi care s-au aliat cauzei și care au ieșit și au fost pe metelese. Și au ieșit public și au susținut comunitatea LGBT și au venit la Pride. Da, dar nu știm ce stă în spatele acestei ieșiri publici. Nu știu. Pentru gestul contează. Nu contează gestul, că degeaba vin cu gestul și faci și pe la spate. Da, dar poate spune și cu Antonella că este strategic să avem clar, mai mulți aliați, chiar dacă unii dintre ei sunt simboli sau pentru anumite interese, dacă ei pot... Dar eu profit și de chestia aia, pe mine nu mă interesează. Adică, ok, ești aliatul meu, dacă ești în politică și poți să-mi duc agenda mea în Parlament prin tine, ok. N-am o problemă cu asta. Bun, dacă nu mai sunt, nu sunt intervenții din sală în momentul ăsta, era și vreau să vă întreb, pentru că toate sunteți persoane rome aici, de la masă și da, în această sală. Să ne uităm că în sală da. Nu a fost nimeni ce a venit băiatul acum și am văzut numai persoane... Și noi suntem români, chiar dacă nu părerim. Eu nu... Și aici, aici și noi, facem și noi destul de des greșeala asta, pentru că judecăm după aparențe. E și asta o problemă în interiorul comunității, pentru că avem momente când pur și simplu nu trebuie să arăți sau să fii colorat, să fii rom. Poți fi și o persoană blondă, ochi albaștri, adică vreau să-ți spun că eu mă trag din neam de colorat și la mine toate țigăncele sunt blonde cu ochi albaștri, adică... Asta e un stereotip al societății creat. Bun, dar dacă tot ai ridicat întrebarea asta,
identitate maxare, să vă întreb cât de importantă este vizibilitatea persoanelor rome LGBT? Păi, ca să pot să să deosebești. De care vizibilitate vorbește? Vizibilitatea persoanelor rome LGBT. De ce este important? Eu cred că trebuie să fim vizibili și din alte puncte de vedere romii, nu doar functuri, foții, etc. Adică să arătăm și părțile noastre intelectuale, profesionale, că putem și altceva. Fără și. Fără și. Să arătăm părțile noastre profesionale. Să arătăm părțile astea. Cu cuvintele ei mai bine. Cum? Cu cuvintele ei să se exprime. Da, nu trebuie să folosim un vocabular. Nu suntem clasici. Zipa cum vrei. Eu zic că e important să fie mai mulți oameni pe etnie romă la aceste etnie, dar din păcate nu avem atâtea oameni și trebuie să ne mulțumim chicii apeși și cu gagii ăștia care sunt și ce voi. Da, și eu zic la fel, dar sunt din același punct de vedere, pot să zic că sunt și romă care, cum zic eu, te mușcă ei la suflet, sunt și țigan care pot să iarnă și la noi în același timp. Și acum, uite, de exemplu, Mozaic, Mihnea, Vlad, sunt români, noi suntem țigani. Chestia e că se uită după tine pe stradă și doar că ești om, dar dacă ești... Stai, Antonio, vreau să spun și eu ceva. Toate astea, eu te felicit că nunta ta a fost dată la televiziunea națională. Ceea ce este... Da, mulțumim! Bye-bye! De ce o să-ți răspund la întrebare? De ce e nevoie de vizibilitatea persoanelor rome LGBT? În primul rând, țin să o contrazic pe Dana, nu suntem puțini, suntem foarte mulți. Suntem sute și poate mii. Doar că nu toți au curajul să iasă afară și să-și asume. Da, clar. Nu sunt, da, corect. Chestia e că e foarte important ca persoanele rome LGBT să fie vizibile, să poată da șanse și speranțe persoanelor rome LGBT care ne văd și poate prind curaj din acesta. Și oricum, fiind persoane rome LGBT vizibile, nu ești doar pentru tine, ești pentru întreaga ta comunitate. Și atunci eu, în calitate de femeie trans, romă, sex workeriță, sunt aici în calitate de a-mi reprezenta toate intersecționalitățile mele și atunci dau vizibilitate întregii comunități printr-o simplă prezență. Și să nu uităm că dacă noi astăzi vorbim de drepturile minorității LGBT, se datorează unor femei trans lucrătoare sexuale în America care au luat o cărămidă și au aruncat... Și care nu vreau căsătorii gay, sincer.
și sunt ultimele, sunt, dacă vreți, dacă comunitatea LGBT a câștigat foarte multe drepturi, inclusiv la dreptul la căsătorie și poate în Statele Unite, spre exemplu, în schimb, minoritatea trans a rămas în urmă. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Vizibilitatea lor a făcut și a marcat, dacă vreți, începutul mișcării de emancipare a minorității LGBT, însă ele sunt ultimele rămase în urmă, ca să spun așa, în privința accesarea drepturilor. Sună ciudat rămase în urmă, nu. Nu suntem rămase în urmă. Nu suntem vizibile și vreau să spun că se leagă oarecum comunitatea romă transgender de Stonewall, pentru că acolo au fost niște fete trans de culoare care au vorbit toată revoluția. Ele au vorbit acea revoluție în lupta cu patriarhatul, în niciun caz cu lupta pentru căsătorii gay. Bine, datorită nouă aveți astăzi căsătorii gay unde există, dar noi am fost acolo. Prin mine, vorba aia unei colege de-a mele, curge sângele femeilor trans de la Stonewall pentru lupta împotriva patriarhatului și împotriva sistemului din opresiv și așa mai departe și a capitalismului. Mă rog, cam aia e, dar nu e că suntem lăsate în urmă, ci vor să ne reducă la tăcere, vor respectabilitate, vor să fie acceptați în societate pe respectabilitate, pe white privilege și pe clasism. Ceea ce nu este ok, pentru că alea mai de jos au pornit lupta. Ai terminat? Da. Eu vreau să mai zic ce puțin din punctul meu de vedere. Avem foarte multe persoane rome la astfel de evenimente, pentru că avem foarte multe persoane, exact cum ai zis tu, sărace, care nu au timp de astfel de evenimente. Exact. Care nu pot să vină, dar nu știu dacă le-i frică neapărat, dar dacă ele nu au ce să mă zic, ei crede, mă, cred că e mai important decât să-și propune mâncarea, decât să vină aici și să vorbesc noi. Să le dăm un fel de bine, știi? Și una din categoria asta, alții care nu pot să iasă din cauza că nu pot să fie vizibili, că dacă sunt vizibili atunci au probleme ori în familie, ori la muncă, ori... Și atunci nu prea avem cum să aducem mai mulți decât suntem acum. De asta am zis că nu, adică nu că nu vor să vină. Poate unii, da, nu vor, dar eu zic cel puțin care sunt din comunitate și, uite, nu știu, sexor, că sunt foarte mulți care practică sexor. De ce nu vin la evenimente? Da. Pentru că au altceva, nu că au altceva de făcut, pentru că e mai important să-i... Nu, pentru că nu se simt într-un spațiu safe. Eu cred că poate nu se simt unii, dar cred că unii nu ești în alte motive. Un mesaj să spui că... La viața mea, dar dacă tu ești angajată cu un proiect, mai faci poate și altceva, da? Ești cât de cât familiarizată cu lumea asta, dar tu nu e un băiat, o fată, exact cum, uite, cum a fost Bianca, a crescut în centru, hai, vină cu mine la eveniment, că o să-ți schimb viața. Cu ce o să-i schimb viața? Că bune că ei la trei evenimente cu tine îi dai o cola și o prăjitură și o friptură, nu îi schimba viața cu nimica. Omul are nevoie de altceva. Și unde să-i aducem? Că noi suntem săraci, ei sunt săraci, nu ne centru ca să vin pe jos până aici dacă e un eveniment și nu prea mi-am permis ca să zic așa. Pe de altă parte, Dana, tu ești una dintre activistele rome care s-au organizat, mă rog, pe vremuri împreună cu Stella, apoi singură și asta, adică arată totuși că și atunci când te lupți pentru supraviețuirea zilnică, tot ai nevoie de niște spații în care să te simți bine, să socializezi. Cum spunea și Vlad mai devreme, să existe aceste spații de socializare, de întâlnire comunitară, care oamenii pur și simplu se vadă mai des, pentru că solidarizarea între oameni așa se construiește, nu? Adică întâlnindu-ne, povestindu-ne, știi, cunoscându-ne viețile și experiențele, fiind expuși la lucrurile astea, chiar dacă timp nu există suficient și da, persoanele care participă la astfel de întâlniri pot părea uneori privilegiate pentru că au acest timp și locuiesc aproape de centru. Pentru o persoană din Ferentaș, spre exemplu, e inaccesibil însă și de aia să vină în centru, dar trebuie să iei un taxi, transportul în comun. Păi mergem noi în Ferentaș, cred că la următoarea întâlnire în comunitate, cred că ar trebui să facem și treaba asta
să luăm întrebări după un live și poate sunt persoane care, cum ați spus și voi, nu poate să ajungă și atunci să le luăm niște întrebări, să le răspundem la niște întrebări pe care și le pun de multă vreme și le-ar place să le lumineze, să spun așa, să lumineze întrebările și cred că aceasta ar fi o chestie de bifat. Eu o să-mi cer scuze, dacă mai aveți întrebări pentru mine, trebuie să plec, să ajung la întrebare, din păcate. Păi oricum ne apucăm și noi. Da.